Hei, bună tuturor! Astăzi, după cum puteți vedea și în titlu, am să vă arăt ce am citit în luna aprilie. Nu vine să cred că urmează deja luna mai, dar ce să facem? Înainte de a începe, v-aș ruga să apăsați pe butonul de like, de share, de subscribe și nu uitați să mergeți și pe conturile mele de Insta și de TikTok, pe care am să vi le las aici pe ecran. Scuzați-mi fața și scuzați-mi și vocea, dar e 8 fără ceva, deci de dimineața, deci da. Hai să începem, pentru că am destul de puține cărți, am 5, dar e problemă, sunt consistente, de unde? Dar, mă rog, am dat luna asta peste niște lecturi foarte, foarte plăcute și de care abia aștept să vorbesc. Încep cu Crimele de la internat, de Lucinda Riley. Doamne, am fost tare entuziasmată de acest thriller, pentru că este și singurul scris de autoare, de altfel, iar autoarea este preferata mea, după cum bănuiesc că știți, dacă mă urmăriți de mai mult timp și dacă mă urmăriți și pe Instagram. Da, e clar, am recunoscut-o pe Lucinda, firele narrative se împletesc exact așa cum obișnuiește ea să ne surprindă de fiecare dată în romanele sale de ficțiune istorică. Și da, am recunoscut-o, mi-a plăcut cum s-a descurcat, chiar mi-a plăcut, a fost o carte alertă și un mister interesant, dar adevăratul motiv din spatele crimelor mi s-a părut un picuț, nu forțat, dar destul de lame, dacă mă întrebați pe mine. Nu am scăzut totuși rating, mi se pare că am dat 5-5, nu am scăzut totuși din rating, pentru că nu pot să zic că am fost, nu știu, dezamăgită sau ceva, pentru că experiența și cum se ține în priză au fost identice, dar da, mi-ar fi plăcut puțin mai ceva wow în spatele evenimentelor, dar da, per total mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult și îmi place foarte mult și coperta, bine, nu se compară cu cea din engleză, am văzut-o, dar da, o am și pe aceea, n-am apucat să ajung la ea deloc, deloc, n-am încercat nici să o citesc pentru că s-a tradus, eu am luat-o de mult, de fapt, a fost vina mea, dar dar da, o să încerc cândva să o citesc și pe aceea, pentru că numai după cum arată, ca să înțelegeți, e ceva de genul de mare și e cu sclipici, e lucioasă, e foarte faină. Acum nu știu, vă dați seama că sunt mai multe ediții și la aceea. Dar da, asta din română arată și ea foarte, foarte bine. Am pus pozele pe Insta, chiar e foarte sugestivă coperta. Și am pus și recenzia pe Instagram, dacă vreți să mergeți să o citiți. Cam așa arată. Eu nu o să vă mai prezint cartea acum, pentru că nu are niciun sens. Tot ce vedeți în clipurile astăzi sunt cărți pe care eu le-am despachetat deja aici cu voi, așa că nu are sens să vă citiți chiar sau mai știu eu ce. Totuși, pentru curioși care nu au fost la alte clipuri, acesta este sinopsisul. Nu știu cât focalizează. Cred că s-a focalizat. Bun. Trecem mai departe cu, doamne, acum văd câte edituri am aici, câte edituri diferite. Am 5 cărți, 5 edituri diferite. Ok. Am de Jane Harper, Bărbatul rătăcit. Este prima mea întâlnire cu autoarea și nici măcar nu mai mi-aduc aminte câte steluțe am, dar nu știu. Nici mi-am pus foarte multe sticky notes-uri. Știu că la început mă prinsese destul de mult și n-am avut, nu mai, mi-am dat seama că nu pun. Și am terminat-o în cărture și am citit vreo 200 de pagini în cărture și am pozat undeva, am să pun sticky notes-uri, după m-am întors și le-am pus. Dar, mă rog, ideea e că mi-a plăcut din câte mi-aduc aminte, nu știu, mi se pare că din tot ce am citit aici, cartea asta e cea mai așa, nu știu, nu mai mi-aduc aminte foarte multe. Ideea e că știu că nu pot să zic că a ieșit în evidență cu ceva, nu mai știu câte soluții am, dar mi se pare că 4 sau 4,25. Da. Nu a ieșit în evidență cu ceva, nu pot să zic că m-a dat pe spate. În schimb, modul de scriere al autoarei chiar îmi place și am să mai încerc și alte cărți de la ea. Mi se pare că deja am încă una în bibliotecă. Și da, vreau să mai încerc, pentru că modul de scriere mi-a plăcut. Acum că n-am fost eu, nu știu, nu pot să zic că m-a prins și-i drept la un moment dat. M-a prins puțin la început, după mă lăsasem complet și după m-a prins în ultimele 200 de pagini. Și da, așa te ține în alertă, dar pot să zic din nou un, adică motivul din spatele acestei întâmplări aici e din nou foarte lame și oarecum predictibil, dar gen, nici măcar nu m-am putut gândi să prezic așa ceva, pentru că mi s-a părut că, nu că n-avea sens, dar era prea previzibil ca să fie. Și bine, da, a fost. Mă rog, cam așa arată cartea. Chiar mi-a plăcut, ce pot să zic, un thriller, ups, așa. Și cam așa arată, dar nu știu, nu cred că e sinopsisul aici. Ba da.
Mi-a plăcut foarte mult de protagonist, oricum mi-a plăcut de Nathan foarte mult și mi-a plăcut de fapt relația dintre cei doi frați pe care o vedem aici și dezvoltându-se și evoluând dintre Nathan și Bub, nu știu exact cum se citește. Și da, mi-a plăcut cel mai mult relația asta dintre ei și felul în care au avut suișuri și coborâșuri, cei doi. Dar da, mi-a plăcut pentru că na, relația între frați, mie îmi plac chestiile astea foarte mult. După care am o carte așa, care probabil o să vă surprindă. Am citit primul volum din Narnia pentru că vreau neapărat să recitesc seria de la început până la sfârșit. Eu când eram mai micuță am citit primele 3 volume, dacă mi-aduc eu bine aminte. Și mi-au plăcut, dar nu știu de ce m-am oprit. Era micuță, ok? Probabil că, nu știu, m-a plictisit pe mine ceva într-o pagină și am lăsat cartea, eram în genul ăsta. Dar da, m-am reapucat și mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut cel mai mult, cred că a doua jumătate. Dar da, acum a fost plăcut să retrec prin poveste și prin acțiune și abia aștept volumul al doilea, cred că o să-mi placă și mai mult pentru că intrăm în acțiunea cu cei 4 copii. Mi se pare că am și uitat cum îi cheamă, dar nu e problemă. Ethan? Da, am uitat, parcă Lucy? Nu mai știu. În fine, da, sunt 4 copii și abia aștept să încep povestea propriu-zisă. Aici este un fel de backstory pentru Narnia, înțelegeți? Și da, mi-a plăcut foarte mult, avem și ilustrații, ediția asta de la editura Arthur este foarte, foarte drăguță, avem ilustrații, destul de multe, dar nu te nimeresc eu acum. Da, vedeți, sunt ilustrații și da, recomand seria asta la orice vârstă pentru că e drăguță. Evident că nu m-a mai prins și nu cred că ar fi putut să mă mai prindă cum ar fi trebuit la o vârstă micuță, gen, nu știu, 8-10 ani, dar da, mi-a plăcut, cumva înțelegi mai bine acum și îți dai seama, nu știu, conștientizezi oarecum. Așa, avem o altă carte care mi-a plăcut mult, dar mi se pare că am dat 4 steluțe, o să vă spun imediat și de ce anume, Secretul Ciocârliei, editura Bookzone de Fiona Valpi. Cartea mi-a plăcut foarte mult, îmi place la nebunie coperta, am făcut niște poze superbe pe care abia aștept să le postez. Am pus și destule sticky notes-uri. Finalul, nu neapărat finalul, cât acțiunea. Modul de scriere al autorei este foarte fain. Am avut și un mister care a fost foarte fain. Un mister așa strecurat prin ficțiune istorică. Dar nu, nu știu, mi s-a părut cumva că acțiune n-am avut deloc trecând peste acel mini-mister care oricum n-avea relevanță. Sau nu relevanță, n-avea legătură cu subiectul propus, adică cu îndrăgostiții, să spunem. Din trecut vorbesc. Și cumva, nu știu, eu mai aveam la un moment dat 50 de pagini din carte și am uitat că mai am 50 de pagini din carte, adică mă simțeam de parcă abia am început-o. Cumva relația dintre cei doi, cum îi cheamă, că am și uitat. Flora și Alec. Eu vorbesc de cei din trecut, mi-a plăcut mai mult în prezent, sincer, acțiunea decât din trecut, pentru că nu am avut nimic între ei doi. Mi s-a părut că, ok, îndrăgostiți, dar cum au început așa au și terminat, am terminat și mai rău, da? Mă rog, ideea e că nu au avut nicio evoluție în relație și n-au văzut nicio schimbare între ei descrisă în carte oarecum și nu mi-a plăcut chestia asta deloc, cum spuneam, parcă acțiunea sau, mă rog, cartea a mers ceva de genul ăsta. Ca să înțelegeți, adică niciun hop, 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 nimic. A fost așa, de la început până la final același lucru în legătură cu cei doi și cu trecutul, de fapt. Cum spuneam, prezentul mi-a plăcut mai mult și mi-a plăcut să o văd pe Lexi, Alexandra, așa o cheamă parcă, sper să nu greșesc. Da, Lexi Gardner, mă rog, o chema Alexandra. Așa, e poreclă. Bun, mi-a plăcut mai mult să o văd pe ea oarecum evoluând și trecând peste anumite temeri și frici și descoperind trecutul mamei sale, nu știu, descoperind arta de a fi părinte, whatever, chestii de-astea mi s-a părut mult mai interesant decât subiectul abordat în trecut, care n-a fost abordat cum trebuie pentru că nu a ieșit ce trebuia. Și ultima carte și cred că preferata din din luna aprilie este Scânteie în beznă de Stacy Willingham, care arată ceva de genul și pe care am pierdut-o în cărturești de 2 ori, m-am dus odată, am zis că poate iau, poate nu iau, am mai dus odată, am zis că na, și după am luat-o într-un final. Nu știu, eram foarte nesigur, am zis că n-am văzut-o nicăieri, dar cum se face că fix după ce am ieșit din cărturești am zis băi, eu nu iau, pentru că n-am văzut-o nicăieri, pur și simplu mi-a atras mie atenția și atât. Cum am ieșit din cărturești am început să vă postări pe Insta de la persoane
Deci, da, mi-a plăcut foarte mult. Cred că nici nu am dat încă rating. Cred că o să-i dau un 4,5 steluțe, dar oricum am văzut că multă lume a zis că a fost previzibilă. Mie nu mi s-a părut deloc previzibilă. Eu am avut doi suspecți. Doi sau trei? Trei, mă rog, am avut și o presupunere. Da. Și niciunul nu a fost criminalul. Dacă eram eu puțin mai atentă la anumite detalii care acum mi se par evidente, probabil că mi-ar fi ieșit și mie, dar eu nu sunt. Eu citesc așa, sunt fast reader și citesc la modul ăsta. Dar nu-i problemă. Ideea e că mie mi-a plăcut, nu mi s-a părut deloc previzibilă pentru intelectul meu. Deci, da, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Mi-a plăcut și cum protagonista, mi-a plăcut și de protagonista, mi-a plăcut și cum și ea se dezvoltă, cumva trece peste, nu că fricile din trecut, peste traumele din trecut, mai exact. Și mi-a plăcut și relația dintre ea și fratele ei, nu o să vă zic mai multe, bun. Dar, da, mi-a plăcut și relația dintre ea și fratele ei și felul în care și-au luat apărarea unul altuia, mă rog. Da, cam asta vreau să vă zic despre cartea asta. Nu pot să vă zic foarte multe că e thriller și nu vreau să dau spoilere. Dar, da, cam asta e. Mi-a plăcut și meseria aleasă de ea. Pentru că ea devine psihologă după ce ea singură trece prin anumite lucruri. Bine, toată lumea trece prin anumite lucruri, dar vreau să zic că e cumva ironic, ironic jobul ales. Dar da, mi-a plăcut mult și vă o recomand. Acestea sunt cărticelele pe care le-am citit luna asta, ups, și asta. Sper că v-a plăcut videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și mie un like, un share, un subscribe și nu uitați să-mi lăsați în comentarii ce cărți ați citit voi în luna aceasta. Bye, spor la citit!